Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a fost prezent astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Parcul Domenica și în Paraclis Patriarhal. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța păstrării unității Bisericii Mântuitorului Hristos în vederea dobândirii mântuirii. Noi creștinii trebuie să luptăm și să lucrăm pentru păstrarea unității Bisericii lui Hristos. Iar pentru a fi capabili să păstrăm această unitate, trebuie să înțelegem de ce trebuie să o păstrăm. Pentru că în afara bisericii, cum spune Sfântul Ciprian al Cartaginii într-o lucrare de la jumătatea secolului al III-lea despre unitatea bisericii, nu există mântuire și că nimeni dintre creștini nu poate avea pe Dumnezeu de tată dacă nu are biserica de mamă. Dar ca să putem contribui fiecare dintre noi la păstrarea unității Bisericii lui Hristos, ca ultimă dorință, ca și testament al Mântuitorului înainte de moartea sa pe crucea Golgotei, noi trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem învățătura Bisericii, ca atunci când cineva ne va predica o altă evanghelie, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să o putem respinge ca fiind o lucrare a celui rău. Și Mântuitorul spune în Evanghelia de astăzi cât de importantă este cunoașterea lui Dumnezeu, atât cât ne este nouă dat oamenilor ca să cunoaștem. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. Deci în această cunoaștere a învățăturii Bisericii vine statornicia noastră în unitatea Bisericii și de ea depinde moștenirea vieții veșnice. Situată în zona de nord a capitalei, lângă Arcul de Triumf, biserica este cunoscută pentru arhitectura sa ce îmbină stilul bizantin cu cel brâncovenesc. În prezent se efectuează lucrări la pictura locașului de cult. Este un motiv de mare sărbătoare, de mare bucurie și de emoție. Întotdeauna când suntem vizitați de un episcop delegat al Părintelui Patriarh, întreaga noastră Sfântă Biserică tresaltă de o bucurie specială. Suntem la finalul unei sfinte liturghii în care cerul s-a mutat mai aproape de noi și în care încă simțim această bucurie și emoție specială pe care o reprezintă totdeauna vizita unui ierarh care poposește în mijlocul nostru. Locașul de cult îi are ca ocrotitor pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.